Oh my god. Am uitat să-mi pun aia. Nu e. Ia uite-o pe Briana. Desculță. Și după aia le îmbrăcăm pe fete să vedem cum le stă. Tare. Salut. Salut. E seara și ne grăbim. Bine ați venit cu noi într-un nou video. Nu mai au ochelarii că deja au pus soarele și ne grăbim pentru că magazinele se închid la 8-9. Hai, Mara! Mergem să luăm săbii! Pentru un super proiect pe care îl veți vedea pe viitor! Dăm un teaser? Ce înseamnă? Hai să vă arăt ce am eu pe mână. Roșu albastru, pisică, coroniță roz și mov. Verde și albastru, pasărea, coroniță verde și albastră. Rainbow corns! Și asta e pisicuța, la cornuri. Și pasărea. O, da. Ce pasăre! Sunt în setul ăsta încă doi rainbow corns pe care Mara și dorește. Unul pentru ea, unul pentru Bri. Gabriela are unul care vorbește, Iana nu face nimic. Vedem noi cu ce te recompensăm și pe tine. Mai ales că ești atât de cumită, ești de bună. Hai! Să mergem repede, să nu se închidă. Miau. Și priviți-l pe negruț. Ia acasă, voi chiar credeați că noi l-am pierdut? O să-l vedeți când o să-l găsim și în serialul nostru. Dar până atunci, țineți aproape de noi. Păi să mă capseze. Și noi suntem aici. Stai acolo. Hai să urcăm și noi. Iată. Hai, Teo, hai că nu se face nimic, e blând. Urcă. Să mergem! Repede, 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 ce vine la căldură. Afară, iar e gen. Zici că a venit iarna înapoi. Și noi doar ce am strâns încălțămintea de iarnă. Sau, mă rog, am început. Am ajuns, scoatem fetele din mașină. Hai, fetele! Treci și scoate-o tu pe Bri. Gata! La mie, în geacă, au stat flori. Și acum e prăfoasă. Le voi căuta, fetelor, ținute de cavaler medieval și săbi. Eu vreau să fiu ăla cu de la metal pe el, să-i dau un armăra. O cred. Wow, dar uite coada. Hai la lacul roșu, e mai mică. 25. Să nu uitați mărul. Ia uite, Bri. Uite. Cărnicuța, hai. Cine a făcut așa frumos, tati? În sfârșit urcă și asta. În sfârșit. Avem intrare din prima. Iată, elul! Eu mă duc să mă dat. Ia, uite-le cum au zburat. Hai să căutăm săbii. Săbii! Pentru asta trebuie să mergem în zona băieți, deși nu ne trebuie săbii de fete, pentru că vom promova o prințesă medievală. Ia să-mi prințesa! Cam mică, dar merge, nu? Merge, în Teo. Da. Deci gata. Teo, iată săbia ta! Wow! La ăștia? Păi da. Asta e singura pe care am găsit-o. Că găsești tu alta, să fie așa prietenoasă, colorată, asta e alta. Asta e budină, dar eu credeam că una frumoasă, roz. Găsește tu una. Ah, eu știu, una de acasă, aia care e de la o prințesă. Păi aia dă-o lui Mara și asta ție. La mie. Asta e nouă? La mie. Tu vei fi prințesa care va trebui salvată. A, da, că avem o căsuță gonflabilă. Ce? Asta? Așa de mică? Da, asta da, cât e? E? Și văd decât ăștia? Eu nu pot să cred. Înseamnă că suntem primii copii din România care au primit rainbow cornii aia imensi. Dacă nu ori el, nu sunt, nu văd unde ar putea fi. Eu nu vreau pasta. Priviți, iarăși o prințesă cavaler. În ultima vreme, fetele poartă săbii. Eu vreau setul ăsta ca să completez colecția, dar am venit cu rainbow corn și am plecat doar cu sabia. N-am găsit nici costumații de cavaler, nici rainbow corn. Nimic. Dar o sabie mică ai luat-o? Ca să știți să apreciați cadourile de la iepuraș și să nu mai ziceți că nu există. Hai. Opa. Hai la copii aici.
Și? N-am găsit nimic. Nu cred. Nu. Și cam așa pentru Teo. Super, îmi plac. Și mare îi luăm așa, pantalonește, 90 ani, mai au mare și pe roz. Și așa bluza. Au și pe roz. Ia să vedem. Nu, no, nu, no, nu, no, mai încătoare, da. Hei, ce cavaler avem aici? Cavalerul Bri. Priviți armura strălucitoare. Oh my god. Am uitat să-mi pun aia. Ce-ai uitat? Să-mi pun asta. Ah, armura. 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 Păi de s-o unde? Și acum puneți armura. Am și eu în sfârșit geacă de asta. Uite și pe Mara. Mi-o place? Uite, îi vin pantalonii mare, chiar dacă sunt un pic strâmți, nu, Mara? Și mie da. Mi-e puțin mare. Nu vreau fustă. Îți luăm și fusta. Uite, ți-am găsit costum așa, ce zici? 10-11 ani e bun? Mama, nu e. Ia uite-o pe Briana, desculță. Ah, Briana, ne încălțăm. Oh, mă dezbrac? Oh, ce frumoasă ești! Ne-ai prac? Ești pregătită să lupți? Unde-i sabia? Uite. Uite, lăscut pe acolo. Tui! Hai la Pepco să le iau dresuri de acolo. Sunt mai ieftine. Accesorii, centuri și coliere de pus la gât, rop așa. Din piele. Cam așa să ieftine. Fluffy! Ce este asta? Un rac! Hai. Am găsit ceva, stat în brățel sau... Îți brățel. Brățel, ziceam. Mama zice că la Melimelo, dar mai întâi hai să luăm ceva din mâncare. Hai să întreb. Mama, ziua! Și mâncăm sănătos la KFC. Super! Nu, mâncăm bun de la KFC. Hai, Debri! Hai la Jay! Haideți! Păi, mama! Și hăinuțele! Nu este lumină! Mult mai lumină! Noroc că tati are lampă! Dar noroc că i-au lăsat muzica! Să am dreptul de autor! Da, exact! Mai bine ne luăm muzica! Asta ne lăsăm lumina! Ne îmbrăcăm și către casă! Uite, nepicant pentru Mara și a făcut și un smiley. Foarte drăguț de la KFC. Oricum foarte drăguț că ne-au mai primit, ținând cont că majoritatea închiseseră și deși mai era până la nouă, nu ne-au mai lăsat să cumpărăm. Ce scrie? De exemplu la mine. Aici ce scrie? Hai, poftă mare! Mulțumim! Hai că punem pe farfurii ca să fie mai... Și după aia le îmbrăcăm pe fete să vedem cum le stă? Tare! Și noi am terminat de mâncat, ne-am săturat, am făcut mizerie, acum trimitem fetele la culcare și părinții la treabă! Și noi ne ducem să ne îmbrăcăm și la drum! Unde pleci, fata? E noapte. La care drum? La piscină! La piscină! Doamne, numai piscina au în cap! Așa că noi v-am pupat și vă spunem!